Fericire, entuziasm, lacrimi și tensiune. Așa a început cea mai așteptată emisiune a toamnei la Prima TV. Cursa iubirii a ținut telespectatorii lipiți de micul ecran. Emisiunea va putea fi văzută în fiecare sâmbătă de la ora 20 și duminica de la ora 22. Ridică picioarele! Au fost multe momente tensionate chiar din primul episod al emisiunii Cursa Iubirii. Probele le-au dat multe bătăi de cap celor 12 cupluri. Cel mai greu moment pentru unii a fost când au aflat că trebuie să-și petreacă noaptea în cort. Eduard nu a mai rezistat și a avut o criză de nervi. Are nevoie de o toaletă. Mă p*** pe el de cort și pe probele voastre de căcat. Mă duc la pensiune, stau în cameră, mă p*** pe proba lor. Nu am nevoie de confortul, nu știu care, de pat. Am nevoie de un duș. Un lichean cu apă, atâta vreau. Certăreții zilei au fost Ion și Raluca. El a fost chiar la un pas să renunțe la competiție, nemulțumit de partenera sa. Mă întreb cu oricine, de aici la orice și câștig eu pe cont propriu. Cu ea am pierdut. Dacă nu lucrăm amândoi, prefer să particip singur în continuare. Că mi se sucesc picioarele pe dâmburile astea și nu m-am înțeles. Și am venit cu ideea să mergem în cârcă și dacă a căzut, a fost vina mea. Însă cum tot răul e spre bine, concurenții au avut parte și de momente de relaxare. Fata lui Popa Matei, 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. S-au urcat cu scarantei, 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. Cursa iubirii este abia la început, iar cuplurile luptă în fiecare episod pentru relația lor, consiliază psihologul Livia Popescu. Cove este cel care îi va însoți la orice pas în drumul lor către marele premiu al emisiunii. 15.000 de euro vor fi câștigați doar de cuplul cel mai sudat. Dacă ați pierdut emisiunea Cursa iubirii de seară, o veți putea vedea în reluare astăzi după schimb de mame. Și nu uitați, de săptămâna viitoare veți primi porție dublă. Cursa iubirii va putea fi văzută în fiecare sâmbătă de la ora 20, iar în fiecare duminică începând cu ora 22, un cuplu își va lua adio de la marele premiu și va părăsi competiția.